scandal între lebenițare din Oltenia, mai exact în zona de Buleni și reprezentanții poliției locale. Polițiștii sădmăreni au sumat pe lebenițar să părăsească zona de la periferia piețelor, pe motiv că suprafața în cauză figurează ca și parcare pentru autovehicule. În schimb, lebenițarii spun că își vând marfa în acea zonă de aproape două decenii și niciodată nu au fost probleme de acest gen. Dacă nu se vor conforma termenului de 24 de ore, producătorii din Oltenia vor risca să primească amenzi de 3.000 de lei în fiecare zi. Careiul a renunțat la vechea formă de manifestare a zilei orașului, în care mici și berea se împleteau cu scandalul și cu băi publice cu caracter electoral a potentaților vremii. Mai exact, totul va începe cu proiecții de filme de calitate în cadrul caravanei TIF în perioada 18-21 iulie 2016. Seria evenimentelor va continua cu un festival medieval de mare efect în perioada 30-31 iulie, după care urmează în perioada 1-7 august 2016, cea de-a noua ediție a festivalului August. Vrem să legăm festivalul medieval cu TIF-ul, dacă reușim și anul acesta să ducem TIF-ul în Carei, după care un eveniment de 8-9 zile, care se va numi, mergem tot pe ideea de August Fest, primele 9 zile, primele 10 zile vom vedea cât buget vom primi.